Doi tineri au fost răniți de un urs în această dimineață în centrul orașului Băile Tușnat. Ei au fost transportați de urgență la spital Miercurea Miercureaciu cu ambulanțe. Medicii afirmă că au mai multe răni provocate de mușcături, dar sunt în stare stabilă. Un caz similar a avut loc în 25 iulie, când un participant la Universitatea de Vară de la Băile Tușnat a fost internat în spital după ce a fost mușcat de ursoaică pe stradă. Bărbatul se afla într-un grup de tineri când a fost atacat și a fost rănit la braț și picior. După acel incident, președintele Consiliului Județean Harghita Borbolui Ceaba a cerut guvernului să aprobe măsuri de relocare a urșilor din zonă. De asemenea, zilele trec tot în băile Tușnad, un urs a intrat noaptea într-un centru de plasament în care se află aproximativ 50 de copii. Animalul a căutat atunci mâncare, dar nimeni nu a fost rănit.